Dragi prieteni, peste câteva clipe va începe al doilea meci din etapa a treia a campionatului național la Soca Amo Liga, meciul dintre Victoria Chișinău și Avangard Tiraspol. Echipele sunt gata să intre în teren și haideți să vedem care sunt componentele celor două formații. Și atât pe Orbu, reușesc cei de la Victoria să țină mingea, Ion Sandu, centrează Sandu, Blașkin acum, Blașkin trage, Blașkin ocazie uriașă pentru Victoria. Ion Sandu la balon, o centrare bună lui Ion Sandu și Oleg Mola a fost aproape să reia balonul în poartă. O poziție foarte bună și de remarcat pe recuperează cei de la Victoria. Și Dani Luc greșește pasa, vedem pe Borovski, trage Borovski și înscrie Eugeniu Borovski. Minutul 9, dragi prieteni, deschide scorul Eugeniu Borovski cu acest șut ca din pușcă. Sergei Juric. Și foarte bine este din defensivă Ion Sandu. Sandu pasează pe stânga lui Blașkin. Șutul acestui a fost blocat de Juric. Încă un șut și din nou se opune Sergei Juric. Să vedem cum vor gestiona această fază fixă din ultimul minut regulamentar. Și foarte aproape a fost Vitalie Daniliu să înscrie în urma acestei faze fixe, fără gol încasat după primele 20 de minute de joc, așa și se întâmplă. Victoria este condusă de Avangard. Capitanul formației Victoria, etal pe Ceh. Ceh trage puternic și înscrie! 2-0, dragi prieteni, în minutul 22. Reușește într-adevăr un șut senzațional Alexandru Ceh. Avangard va conduce în meciul cu Victoria cu 2-0. Iată-l pe Sandu, trage Sandu, balonul lovește Bara. Bara a jucat pentru Avangard. Bânzaru pasează lui Șlachtițchi și reușește să înscrie. Revedem această fază. Gol marcat de Oleg Mola. Nu a reușit să ajungă la acest balon. Iată-l pe Borovski în duel cu Orbu și faultează capitanul formației Victoria. Nemulțumit Ghenadi Orbu, care a deschis scorul în acest meci, va încerca să înscrie. Trage Borovski și se opune Salvator Victor Buga, ocazie uriașă, dar pierde posesia balonului, iată-l pe Poian. Poian, bună pasă până la Blașkin și este gol, 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 gol pentru Victoria. În minutul 37 reușește Victoria să egaleze la 2 prin Maxim Blașkin. Vă reamintesc la Soca în cazul în care și încă un gol, dragi prieteni, Ghenadi Orbu imediat reușește să marcheze. Ce greșeală a făcut portarul, a reușit să întoarcă scorul, fluier final. Și Victoria reușește să învingă.